Bună dimineața urșilor! Haideți să vedem ce mâncăm și astăzi într-o zi de deficit caloric, la dietă. O să vă iau cu mine toată ziua și o să vă arăt absolut toate mesele și o să calculăm și caloriile, să vedem câte calorii consumăm astăzi, dacă reușim să fim într-un deficit caloric și să slăbim. Ca orice urs adevărat vom începe ziua cu produsele mele apicole. Avem aici o mână de păstură. Ia uitați, mai în lumină. Nu e multă, sunt vreo câteva grame oricum, foarte puțină. Mm -hmm. Foarte bună. Să știți că sunt suplimente, da? Nu trebuie să le mâncăm acum în loc de mâncare, sute de grame și așa mai departe. Se mănâncă cu moderație, ca niște suplimente se, se iau. Aici avem sucul nostru de catina Am pus cam atât în pahar. Eu l-am mai arătat eu, da? O să punem uh, apă minerală. M-am trezit cu sete. Și oricum și cafea asta mă deshidratează, să știți. E bine să bei niște apă la cafea. Foarte frumos a ieșit și asta. Da? Și este foarte bun. Iar aici am pregătit o cafea naturală de la Nutella. <gului> Glumesc. O cafea Jacobs. Și o să îndulcim cu o linguriță de miere de rapiță. Pentru că mierea este foarte bună. Doar cam atâta, da? O linguriță de asta are vreo 30-40 de calorii, să zicem, maxim. Da? Cu ce am mai pus acolo? Un suc. Cu astea câteva grame de postură. eu zic undeva la 100 de calorii. Produsele mele apicole, suplimentele mele apicole, care mă ajută să fiu puternic și sănătos ca un urs și să-mi încep ziua mai voios, mai cu viață, în forță, așa, da? Pentru că ne dau foarte multă energie produsele acestea. Iau, de ce avem aici? Ce-au pregătit ei mei? Ei sunt deja la masa de prânz și mă mămăligă cu sarmale. Dar am mai mâncat uh, chestia asta și nu prea mi-e poftă. O să mănânc eu un mic dejun de-al meu, pentru că m-am trezit târziu. T am zis ai mei, deja sunt la masă de prânz, ia să vedem pe aici ce găsim. Uai, de cap, ce bine arată cârnații ăștia! Și aici avem niște carne din asta de la oală. Au scos de la garniță. Aici restul de sarmale. a făcut mai că mai două oale de sarmale din astea. Dacă n-am mâncat sarmale zilele astea, de mi s-a luat. Dar carnea asta arată foarte bine. Ar fi mers aici niște o pus în tigaie. Însă nu o să mănânc asta pentru că mi-e prea lene. Și o să-mi pregătesc eu micul meu dejun. Avem aici niște cașcaval din asta boschetar la folie. Hai să câte calorii mai are asta, că nu mai țin minte. 241 de calorii. E mai slab decât cașcavalul celălalt. Uitați, am și cașcaval din asta. Dar asta e mai gras. Marș mă Rosto! Asta are 314 calorii față de asta care are decât 241. Oricum o să-mi fac două sandvișuri simple și o să mă duc sus să mă uit la ceva și apoi uh, mergem la sală. Ok, haideți că mi-am pregătit micul dejun și am venit aici la mine sus să-l mănânc. Între timp au venit și ai mei la masă pentru că avem cineva să cumpere miere și erau puțin prin curte. Deci avem aici o sursă de carbohidrați, dar avem două filțe de pâine, aproximativ 125 de calorii. Avem 100 grame de muș file, 110 calorii. Avem două filțe de cașcaval din asta boschetar la folie. Toate conțin proteine și pâinea și cașcavalul și mușchiul. Avem și ceva grăsimi de la cașcaval și de la mușchi, un gram 2 de grăsimi probabil. Și mai avem încă o sursă de proteină la această masă. Avem o sana din asta de la Lidl cu 0,9% grăsime, foarte slabă. Haideți să vedem și câte calorii are. Nu mai țin minte, avem 36 de calorii pe 100 de grame și sticla asta are 400 de grame, deci avem în total 144 de calorii. Pentru că, uitați, pe 200 de grame pe jumătate de sticlă sunt 72. 72 ori 2, 144 de calorii și avem multe proteine și aici, da? Proteine 3,2 grame pe uh, 100 grame pe 200 grame, 6,4 6,4 ori 2 avem 12,8 grame de proteină, 13 grame de proteină, ce să mai, mai avem vreo 4 grame și de la cașcavalul ăsta 18 grame de proteină, mai avem 4 grame și de la pâine, 22 de grame de proteină și cu 20 de grame de la, de la mușchi avem foarte multă proteină, da? 40 și ceva de grame, 15-50 de grame de proteină cu destul de puține calorii și și am ales să mănânc masa asta pentru că e dimineață, v-am zis, pentru mine e dimineață, chiar dacă este ora 12.30. Abia m-am trezit, nu aveam poftă să-mi fac nebunii din alea de o antigaie, tigaie, era și ulei în aia, n-aveam chef să o scurs și așa mai departe. Vreau să mă feresc mai mult de grăsimi. Sarmale nu pot să mănânc acum pentru că abia m-am trezit și nu am chef de sarmale. Plus de asta am mâncat toată săptămâna. Într-adevăr, aia și carnea îmi făceau cu ochiul pentru că eu sunt carnivor și îmi plac foarte, foarte mult cărnurile astea de la garniță. Poate o să manca mai încolo niște cărnițe din aia de la garniță, poate o să-mi pregătească mama sita ceva de mâncare, ceva bun pentru mai, mai încolo, mai pe după masă, când o să vin de la sală. Momentan, masa asta este suficientă. Avem foarte multă proteină, avem destul de puține calorii. Nu trebuie o masă mare pentru că peste o oră, oră, jumate, voi pleca la sală, așadar în vreo două ore o să-mi încep antrenamentul și nu am nevoie să am stomacul plin, dar nici să stau nemâncat până la antrenament pentru că la fel nu este bine. Încercați să aveți mese mici, încercați să mâncați ce vă place, încercați să aveți multă proteină, să aveți mese complete, să aveți și carbohidrați și grăsimi și vă garantez că totul este bine. Astăzi am foarte multe surse de proteină, da, avem una, două, trei surse plus sana asta, patru surse de proteină. Sana este foarte bună sau laptele acru, în general, iaurtul este foarte bun pentru stomac pentru că are probiotice, vă ajută de asemenea să îmbunătățiți digestia, să nu vă mai constipați și pe lângă asta are și foarte multe proteine și un conținut scăzut de calorii, 36 de calorii pe 100 de grame, este foarte puțin. Vă urez, poftă bună! Eu vreau să vă arăt aici că mai am puțin suc din asta de cătină, dar încă nu l-am terminat. O să termin și sucul, o să-mi iau și masa și apoi mergem să facem cel mai șmecher antrenament pentru că suntem energizați de la miere, de la cătină, de la păstură, de la suplimentele mele apicole. Iar masa asta îmi va asigura necesarul proteic pentru prima parte a zilei pentru a avea un antrenament forță. Haideți că s-au schimbat planurile, nu am mai fost la sală, mă voi duce mai târziu pentru că am avut niște treabă. Acum este ora 4 jumătate și o să iau a doua masă și probabil că o să mă duc pe la ora 6, 6 jumate la sală. Mama mea a pregătit aici ceva proaspăt de mâncare, ceva foarte bun. Haideți să vă arăt. Avem o tocăniță de cartofi și este minunată pentru că are puține calorii. Cartoful are undeva la 70-80 de calorii peste 100 de grame și este o sursă complexă de carbohidrați, da? O sursă foarte bună de carbohidrați complex, Avem căniță din aia de por de la oală slabă. N-am mai pus de ulei în mâncare. Ia uitați cât de slabă e carnea asta. Nu mai mușchi, da? foarte, foarte bună. Avem vreo 400 de grame de mâncare aici. Avem și foarte multe legume, ceapă, ardei, din asta gras. Nu o să mai mănânc pâine pentru că avem foarte mulți carbohidrați aici. Pentru că, na, prin tocăință de cartofi, normal să fie mult cartofi, nu? Și dacă sunt cartofi, nu mai mâncăm pâine, automat. Iar aici avem o, salat, o sărățică, așa să zicem, de mărături din astea asortate de la butoi în saramură. Sunt foarte bune, au foarte puține calorii. Conopidă, care este una din preferatele mele, are 25 de calorii pe 100 de Aici avem varză, 30 de calorii pe 100 de grame. Și aici avem o teacă din asta, de fasole, murată. Haideți să vedem cum este. Mhm, uh -huh, super bună! crocant, așa. Chiar foarte, foarte bună. Bine, toate morăturile stau cam același gust. Când le bagi la butoi și faci morături asortate. Asta este masa a doua pe ziua de astăzi. Vă urez poftă bună tuturor. Ne vom vedea mai pe seară cu masa numărul 3 după ce mă voi întoarce de la sală. Am venit de la sală urșilor și mi-am luat de aici, de la Lidl, o conservă din asta de ton în stil mexican. E bună, am mâncat mai de mult, mâncam din este foarte des. Și vreau să vă arăt așa, câte calorii are, 125 de calorii și de 220 de grame. Deci are undeva pe la 250, 270, până în 300 de calorii. De Ideea e că atunci când am ajuns acasă, adică acum, după ce am venit de la sală, m am trezit aici că mai că mi a mai făcut ceva de mâncare. am făcut o ciorbă nouă și până la urmă o să mănânc din asta pentru că încă mai este caldă. Ia uitați aici câte bunătăți! câte legume. Da? Chiar dacă n-am mâncat legume la micul dejun, mâncăm acum foarte multe legume. Așa cum mi-am pus și o porție, o să mănânc fără pâine pentru că avem cartof. Așa, să ne zona masă, să vă arăt ciorbița. Deci avem cartof suficient, nu ne mai trebuie pâine, avem dovlecel, ia uitați aici, ceapă, roșii, avem și niște zdrențe de ou, morcov, foarte multe legume. Și mi-am pus o bucată din asta mare de carne. Dar probabil că e cuos. Da, ia uitați cât o soare. Așa că o să mănânc ciorba asta acum. Salată de ton o să o lăsăm pentru mai încolo, pentru a patra masă. Și mi-am mi mai scos și niște fructe vreau să mănânc și fructe, să nu uităm să mâncăm fructe. Dar o să vă arăt eu de seară, mai încolo, la ultima masă. Acum este ora 8, am zis oamenii de la sală, vă urez poftă bună, mă bag să mănânc. Am terminat de mâncat ciorba foarte bună, nu am putut să rezist să nu mănânc, mai ales pentru că era acum proaspăt făcută. Aici mi-am desfăcut o banană, da, să mănânc așa ca un desert, un fruct, pentru că trebuie să mănânc mai multe fructe, trebuie să mănânc mai multe legume trebuie să mănânc în fiecare zi și este foarte, foarte important să înțelegeți că fructele și legumele sunt cheia către a slăbi și către a avea o viață sănătoasă. Fructele nu îngrașă, banana asta, de exemplu, are undeva la 100 de calorii, este dulce, este bună, mie îmi place foarte mult banana și este cel mai bun desert, da, și cel mai bun dulce pe care îl poți avea după o masă sau înainte de o masă sau gustare între mese, dar nu contează când le mănânci. Fructele mănânc grașe pentru că le mănânc seara. Acum s-a făcut ora 9. O să mănânc banana asta și o să vedeți că la ultima masă pe la ora 11-12 noaptea o să mai mâncăm două fructe. V-am arătat, mai am două mere. O să mâncăm și conserva de ton și o să slăbim și o să fim super sănătoși. Super bună! Ok, haideți să băgăm și ultima masă, pentru că s-a făcut târziu. Avem aici salata asta de ton, da, stil mexican, de la Lidl. Cred că a fost undeva pe la 6-7 lei, nu mai știu exact. Ia uitați ce valori din astea bune are, da, 125 de calorii pe 100 de și are 220 de grame, deci are undeva la 300 de calorii maxim. Și aici avem uh, proteinele, 10,6 grame de proteină pe 100 de grame, asta înseamnă, Că avem peste 21-22 de grame de proteină. Foarte bine, 24 de grame de proteină cu 300 de calorii și, na, e bun așa la gust, nu pot să zici. Adică și dacă ești un pe drum așa, știi, e foarte bună, pentru că poți să-ți o iei, o în mașină, înainte să le dau și o din asta, aici, era lipită o chestie, să poți să mănânci cu ea. Ha, pot că nu-ți mai dau. Ce chestie. Haideți, totuși, să vă arăt, si o sa iau eu din asta o linguriță de, de folosință am pe aici. Sper să nu fac vreo prostie să dau pe mine. Ha, ah, mă desfătuie. Bă, da, greu sa desfaci. Haideți, mai nu știu să desfac până la urmă. Vedeți, avem destul de mult ton. Da, porumb, fasole, morcov. E ok mi asta îmi place și mai mult. mai multe sortimente la Lidl, dar asta cu fasole îmi place cel mai mult și cu porumb. Tonul ăsta e de bună calitate, adică, nu, mi se pare ok. Haideți să vă arăt, te bucăți mari de ton, vedeți? Nu e din ăla mărunțit. Deci chiar e ok. Uh -huh. Super tare. Și cred că o să mai pun eu o linguriță de ketchup picant ca să fie așa mai picantă. Iar după, o să bag merele astea două. Avem două mere destul de mari. Merele au undeva la 50 de calorii pe 100 de grame. Un măr din asta are 150 de grame. Deci avem 300 de grame de mere. Undeva la 150 de calorii. Și cu asta 300 de calorii. Avem 450 de calorii pentru a patra masă pe ziua de astăzi și ultima totodată. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like dacă vreți să mai scoți și alte clipuri. Dacă aveți vreo întrebare pentru mine, lăsați-o în secțiunea de comentarii. Dacă vreți, mă puteți urmări și pe TikTok, Instagram și pe Facebook la Miere TV. Pe TikTok am început să postez mai des și să fac live-uri, așa că vă aștept și acolo. Dacă doriți să comandați și să încercați produsele noastre apicole, intrați pe www.mieretv.ro pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară. La cele mai mici prețuri aveți 10 de reduceri plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă și, bineînțeles, dacă vreți să colaborăm, să vă antrenez, să vă fac un plan de nutriție personalizat după nevoile voastre, lăsați-mi un mesaj pe Instagram sau pe Facebook la Miere TV și luăm acolo legătura. Eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat, numai bine. Somn ușor, pa, pa!